Bună ziua, numele meu este Radu Mădălin, sunt inginer șef în cadrul acestei ferme. Ne aflăm la Mora Domnească. Ferma este una dintre cele două baze de practică ale Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară. Ca și activitate în fermă, avem o activitate mixtă. Avem două ferme zootehnice, una de bovine din rasa Montbeliard și una de palmipede, de rață și de gâscă. Avem câmpuri experimentale, 22 de hectare, unde diferiți studenți și cadre didactice își desfășoară activitățile de cercetare. Avem o fermă horticolă cu aproximativ 54 de hectare din speciile de măr, prun, cais și nuc și un depozit frigorific care este construit pentru a deservi activitatea din ferma horticolă. Relația fermei cu firma Syngenta a început acum aproximativ 6 ani de zile, când în anul în care a luat naștere un proiect unic la noi în țară care se numește InteraFarm și de atunci colaborăm foarte, foarte frumos împreună. La ferma vegetală și ferma horticolă, propendența cea mai mare o au produsele de la Syngenta, datorită faptului că sunt produse de top și dau cel mai bun randament și rezultat. Ne bucurăm de apariția acestui program numit AgriClimb, prin care Syngenta susține fermierii și ne înapoiază un procent din această sumă, care este binevenit în orice fermă. Folosim an de an produsele Syngenta datorită faptului că sunt niște produse de top. La cereale folosim în mod frecvent Elatus Sera și Amistar Prime, produse care au o gamă largă de aplicare. Sunt foarte, foarte ok și au dat rezultate la noi în fermă. La culturile de porum și floarea soarelui folosim ca și erbicidare preemergent produsul Gardoprim Plus, care este un produs foarte, foarte ok din punctul nostru de vedere. Iar la a doua erbicidare folosim Elumis, un erbicid pe care eu îl iubesc, să zic așa, pentru că are o fază mare de aplicabilitate, de la 2 până la aproape 10 frunze și îți permite să te duci cât mai târziu cu tratamentul. Având aceste produse în fermă, folosindu-le, ne-a permis și înscrierea în programul AgriClimb, program prin care Syngenta vine și compensează lipsa precipitațiilor la nivel de fermă, atât pentru cereale cât și pentru porumb. Anul acesta a fost primul an în care am fost înscriși în acest program și nu mare ne-a fost surpriza că ne-a fost returnat aproximativ 27% din valoarea produselor folosite la cultura de porumb. Programul AgriClimb, din punctul meu de vedere, vine și ne oferă o plasă de siguranță în achiziția unor produse de top, cum sunt cele de la Syngenta. Prin programul AgriClimb împarte riscul secetei prin acest program cu fermierii, prin compensarea unui maxim de aproape 30% din valoarea produselor folosite la culturile de cereale și păioase și prăjitoare. Cu siguranță ne vom înscrie și anul viitor în acest program, pentru că este un lucru, un parteneriat foarte, foarte benefic pentru fermieri, atât la grâu cât și la porumb.